Dorel Vișan, Jean Paler și grupul Vouă sunt invitații de marcă ai ediției din acest an a Festivalului de Umor Șimleul de Aur, de la Leu la Șimleu. Ce va avea loc joi, 31 octombrie, la Șimleu, Silvaniei. Evenimentul va fi găzduit de Casa de Cultură din oraș și va debuta la ora 18, intrarea fiind liberă. Festivalul a ajuns la cincea ediție va aduce în orașul de sub măgura interpreți de marcă ai umorului românesc, grupuri umoristice, artiști din sfera muzicii clasice și a folcului, epigramiști și va cuprinde și o expoziție de caricatură, portretistică și grafică. Evenimentul este organizat de către Consiliul Local, Primăria Șimleu și Casa de Cultură din Șimleu Silvaniei. Invitații de marca ai spectacolului aniversar sunt seniorii umorului românesc Dorel Vișan, Jean Paler și grupul Voa. De asemenea, evenimentul va cuprinde și un moment în memoria Iuri Pascu, intitulat Uriașul omuleț. Spectacolul este prezentat de Cornel Udrea și Sorin Tănase.